Dacă pentru unii sărbătorile înseamnă liniște și lumină, pentru alții această perioadă este una propice pentru a încălca legea. Pentru a evita orice probleme, oamenii legii vor fi prezenți la datorie. În această perioadă vor fi mărite efectivele din teren. Cei care vor să se îmbogățească de sărbători trebuie să respecte legea, altfel se vor alege cu amenzi drastice. Vor fi de asemenea intensificate acțiunile de prevenire și combatere a actelor de contrabandă și evaziune fiscală. Împreună cu structurile abilitate vor fi efectuate controle. La bani mărunți vor fi luați și comercianții din piețe. Polițiștii se vor alătura echipelor de control formate în colaborare cu alte instituții abilitate, astfel încât oamenii să nu întâmpine dificultăți în această perioadă. În vederea efectuării activităților de control în piețele agroalimentare și centrele comerciale pentru verificarea modului de depozitare, transport și valorificarea produselor de carne, din carne, se va intensifica cooperarea și se va acorda sprijinul necesar și solicitat de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor OLT. Polițiștii nu îi vor scăpa din ochi nici pe șoferii indisciplinați, avându-se în vedere reducerea evenimentelor rutiere. Pentru asigurarea ordinii publice vor acționa în teren și jandarmii, în această perioadă efectivele lor fiind mărite considerabil. Adaptarea dispozitivelor de ordine siguranță publică, în funcție de rezultatul evaluărilor efectuate specific cu situații operative existente, în vederea prezervării climatului de siguranță civică în locurile publice. Creșterea vizibilității și asigurarea unei prezențe active a efectivelor de ordine siguranță publică în locuri aglomerate în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale. An de an, pentru a se evita orice eveniment neplăcut, oamenii legii acționează în teren. Faptul că aceștia sunt vigilenți se vede și din numărul de amenzi, dar și de acțiuni ce au loc în perioada sărbătorilor de iarnă.